În mai puțin de 48 de ore, oltenii vor putea să meargă să-și aleagă reprezentanții din Parlamentul României. Potrivit autorității electorale permanente, la scrutinul de duminică sunt chemați la vot puțin peste 362.000 de persoane, câte sunt înscrise pe listele permanente. Scrutinul din acest weekend este al doilea organizat în pandemie, iar oamenii par deciși să voteze respectând măsurile de prevenție a răspândirii infectării cu SARS-CoV-2. Duminică veți merge la vot? Da. Nu vă este teamă de o posibilă infectare? Nu vă este teamă de virus? Sunt dotat. Da. Nu vă este teamă că vă infectați? Nu vă este teamă de coronavirus? Da. Ne protejăm. Nu vă este teamă de o posibilă infectare? Nu. Ați mers întotdeauna la urne, la vot? Nu. Sigur că da. Nu vă este teamă de o posibilă infectare de coronavirus? Nu. Nu mi-e frică dacă sunt cu mască, cu protejată, păstrăm distanța. Asta este. Trebuie să mergem. Da, sigur. Nu vă este teamă de o posibilă infectare? Nu. Vă protejați? Păi bineînțeles, dintotdeauna. Da, am mers tot timpul. La polul opus sunt cei care sunt dezamăgiți de întreaga clasă politică sau sunt indeciși. Nu știu, nu. Pentru ce să merg? Să ne spuneți și nouă dacă duminică mergeți la urne? Nu. Nu, cred că n-avem de ce, n-avem încredere niciunul, nici PNL-ul, nici PSD-ul, că n-a făcut nimic bun. Mai mult, pensionarii insistă ca tinerii să iasă la vot. Tinerii să iasă la vot și să-și aleagă reprezentanții. O altă categorie de olteni care nu vor vota sunt cei aflați în izolare sau în carantină. Potrivit datelor DSP Olt, în această situație sunt peste 2200 de olteni, dintre care doar 13 au solicitat urna mobilă. La nivelul județului au fost organizate 380 de secții de votare, dintre care 48 sunt în Slatina. Duminică, oltenii sunt așteptați la urne să își aleagă viitorii parlamentari.